Primarul comunei Șoimuș, Mihai Gabriel Irimie, s-a hotărât să părăsească Partidul România Mare în favoarea PNL-ului și asta după ce, în opinia sa, a considerat că peneliștii au oferit mai mult sprijin în proiectele pe care le derulează. Am trecut de la Partidul România Mare la PNL, Partidul Național Liberal. Ideea este că în Partidul Național Liberal, în momentul de față, am găsit o echipă serioasă, o echipă care vrea să facă ceva pentru județul Medoara. Proaspăt trecut la PNL, primarul Irimie a și primit o funcție de conducere. Am fost desemnat și numit ieri în funcția de prim vicepreședinte al județului Hunedoara și mă voi ocupa în totalitate. Această funcție, zic că am primit-o datorită muncii pe care am prestat-o și în Partidul Național Liberal, dar și în Partidul România Mare. Pentru că n-a fost ușor să țin un partid la nivel județean, dar mi-am făcut treaba. La fel îmi voi face treaba și în Partidul Național Liberal. Se pare că această schimbare a fost făcută după ce primarul a avut o discuție elaborată cu mai mulți cetățeni din comuna pe care o conduce. Fiind îndemnat de majoritatea dintre ei să părăsească PRM-ul în favoarea PNL-ului, primarul susține că a făcut schimbări pentru binele oamenilor.